Să vă spun câteva aspecte practice pe care le consider eu obligatorii, absolut necesare înainte de căsătorie. Și o să încep cu un lucru care acum mă obligă lumea. Înainte de căsătorie trebuie să-ți accepti identitatea. Adică să accepti că ești băiat sau fată. Deci oameni buni, deocamdată căsătoria este între cine? între femeie și bărbat prin naștere sau prin... A, prin naștere, da? Deci, ascultați, nu-i suficient să spui bărbat și femeie. Eu nu știu, la voi, la cununie, te dezbracă când te duci acolo la starea civilă sau nu? Nu, adică, după ce-și de seama că ești bărbat și femeie? După? după actul de identitate. Acum cu fizicul e interesantă treaba cu caroseria, știi? Și atunci, nu că dacă spui, deci ăștia progresiști, ăștia n-au nicio problemă să spui că viața de familie este între bărbat și femeie. De ce? Că vine ghiță cu buletin de mărie, nu? Că și-au schimbat sexul. cu trei zile o primit cartonașul, da? Și vine ea și-a pus mustața și ea zice că e mister Gorbaciov, da? Deci, noi creștini va trebui să accentuăm aspectul acesta, bărbați și femeie, prin naștere, prin hotărâre divină, nu prin operații, silicoane, macaroane și toate celelalte. Astea sunt. Altceva cu sculpturile astea, da? Întrebarea mea, v-ați gândit, fetelor, să vă măritați cu un băiat care e nemulțumit că e băiat? V-ați gândit vreodată la chestia asta? Dar ei oare s-au gândit cum e să te însori cu o fată care niciodată nu a fost ea mulțumită că e fată? Ei, dacă vrei o viață de familie... Și viață cu alții. Dar acum vorbim despre familie. Dacă vrei o viață de familie, e important să accepti identitatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să fii femeie. E de bine sau de bine? Nu, de foarte bine e răspunsul. Că Dumnezeu a știut ce face. Amin? A, că nu-ți place ție, nu știu ce, astea le discuți cu Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să fii băiat, să fii bărbat. Acceptă lucrul acesta că cel care te-a creat. Băieților, putea să vă facă domnul fete, putea să vă facă. Nu că el nu a vrut băieți, așa e, da, da, nu putea, da. Ai văzut că sunt lucruri care nu le poate face Dumnezeu, da. Păi el nu le putea face, vezi, el e convins că îți accepti identitatea ta în prin creație, bărbat și femeie, da? Apoi, tot din punctul meu de vedere și a scripturii, sper să fiți de acord cu mine, înainte de căsătorie este obligatoriu să-ți definești identitatea spirituală. Vorbim de identitatea fizică, dar vorbim și de identitatea spirituală, adică sunt sau nu sunt copil al lui Dumnezeu. Sfatul meu este. Împăcați-vă cu Dumnezeu înainte de a vă gândi la căsătorie. Am foarte multe motive pentru care spun pocăiește-te și împacă-te cu Dumnezeu în tinerețe. Unu, că de nu te cunună la orice vârstă, dar Dumnezeu te primește la orice vârstă, slăvi să fie El. V-am mai spus și o să vă mai spun, nu, nu confundați nașterea din nou cu botezul. Nașterea de nou pretinde pocăință, credință în Domnul Isus Hristos, se transformă Duhul Sfânt. Când te botează frații, o altă poveste după înțelegerea lor, biserica locală și toate sunt bune, da? Eu vorbesc de identitatea mea, o ființă nouă în Hristos. Deci odată mă împac cu Dumnezeu în tinerețe, pentru că nu știu dacă o să trăiesc mai mult decât tinerețea, da? Mă împac cu Dumnezeu la 12 ani, că la 12 ani pot să mă împac cu Dumnezeu, nu mă cunună nimeni la 12 ani, da? Apoi, întrebarea mea, care vi se pare varianta mai normală? Să fiu un vrășmășie cu Dumnezeu și el să mă ajute să mă căsătoresc bine, sau să fiu copilul lui Dumnezeu și el să mă ajute să mă căsătoresc bine. Vedeți, dacă te ai duce după o anumite logică, în momentul în care ești copilul lui Dumnezeu. Teoretic ai putea să spui eu nici n-ar trebui să-L rog pe Dumnezeu să mă ajute. De ce? Că Dumnezeu atât de mult mă iubește și atât de mult vrea fata Lui să se mărite bine, că și dacă aș vrea să fac o prostie, m-ar trage de urechi și ar spune, Natasha, lasă-l pe cârlionțatul ăsta, bărbăcuțul, că-i cresc coarnele, știi? Dar nu drag de el, acum nu să-ți fie drag mai mâine, da? Și dacă nu l-ai întrebat pe Dumnezeu, adică întrebarea mea, bănuiesc că nu aveți părinți perfecți, nu? Perfecții aveți. Nu, că dacă v-au avut pe voi, clar nu sunt perfecți. Deci de când ați apărut voi în casa lor, nu mai. Eu, dacă au fost, au fost perfecți înainte. Ei, părinții, cum suntem noi, da? Cu toate lacunele noastre și neajunsurile noastre, ce credeți voi? Vă iubim sau nu? Da? Și vă dăm sfaturi și când nu le cereți. <laughs> Da, încă prea multe, da, vă dăm sfaturi. Avei, credeți că Dumnezeu, chiar dacă ești fata lui, dacă ești băiatul lui, crezi că Dumnezeu, dacă nu l-ai întrebat ceva, nu te-ar sfătui? Deci cine are un pic de minte, întâi se împacă cu Dumnezeu care este expertul în căsătorie. Te împaci cu Dumnezeu, mă întreabă fetele, nu, nu știu de ce, dar nu prin Moldova, că o să că unde mai există băieți buni, știi? Păi normal, unde? În turma Domnului, nu? Te ai bine cu Dumnezeu, îți dai cea mai bună fată. Totul este ai bine cu El. Deci îți accept identitatea ca persoană, bărbat sau femeie, devii copilul lui Dumnezeu, asta este foarte important. Și apoi cred că atunci când e vorba de viața de familie, trebuie să decizi din ce turmă vrei să-ți iei partenerul nu știu, așa, mai varianta scurtă pe românește, este turma Domnului Isus și turma cui? A lui Dracu, da? Turma Domnului Isus, le a numit oi, oare Dracu cum îi numește pe lui? Capre? <laughs> nu, că el totdeauna are de idei faine, știi, el împachetează frumos, da? întrebarea, voi v-ați hotărât din ce turmă vreți să fie partenerul? Cel mai bun băiat din turma dracului. Nu? Adică are bani, are motocicletă, e cu bun simț, gentleman, atâta că e a dracului de bun. <laughs> nu, no, nu știu cum sună asta. <laughs> Dacă voi, a, acum pe bune, în turma diavolului nu există diferiți băieți și fete, nu? Sunt care sunt educați, care sunt așa, care toate astea, dar tot acolo, ei n-au naștere din nou, ei tot aparțin întunericului. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, e obligatoriu să iei de unde? Din turma lui Dumnezeu, că nu poate binecuvânta Dumnezeu nici pe copiii Dracului, nici lucrările Diavolului, n-ai cum. Adică asta nu le putem împăca. Bun, și întrebarea mea este... Dacă în turma lui Hristos, băieților, nu găsiți nicio fată bună, ce faceți? Cum? Rabdă? Nu pe dracu, răbdă, da, da, da. ce ai zis? Da. Așteptăm să nască. Păi, de da ce? Dar se poartă, să știi câteodată. Cu 20 de ani mai tânără, tu câți ani ai? O, oh, 17, nu-i mare diferență, poate să naște mâine. Da, Păi, da, da. omul, omul, spune, păi decât să-mi iau una împelițată și nu știu ce, dar mai bine, mai rab, dolea, că până atunci ce faci până crește ea? Bani? Deci el atât de pocăită și ea, că se pregătește să fie bancomat. Fă, de bani, că se naște una care ți toacă, stai liniștit. Deci nu cred. Fetelor, acum, nu, știu că și voi aveți limitările voastre, dar totuși, credeți că există femei în lumea asta care să nu poată cheltui banii unui bărbat? Nu, nu poate fi chiar așa de incapabilă, nu? Da, deci, dă cu bani următorii 17 ani și mai stăm de vorbă, da? Deci asta ar trebui să vă fie foarte clar în minte, frate Iuga, eu cu un mort, cu o moartă, nu m-am mărit. De ce spun că nu m-am mărit cu un mort? Cu o moartă. De ce? Pentru că e moartă, nu? Da. Deci cei care nu sunt în Hristos, ei sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Și atunci a frate, dar eu stai, că nu mă duc la priveghi. Eu fac nuntă, bucurie, îmi trebuie una, îmi trebuie un viu, care a fost născut din nou de Domnul Isus Hristos. Dar asta, ascultați-mă, decizia asta, ca și alte decizii, decizia nu se ia când ești îndrăgostit. Deci decizia asta o iei când ești cu mintea limpede. Și ți-o scrie acolo mare și în momentul în care diavolul vine cu tot felul de figuri și spui, băi, totul e bine, eu am luat o decizie. Eu vreau doar din turma lui Hristos. Vis-a-vis -vis de turma lui Hristos, am o întrebare. Din turma lui Hristos pe oricine? Hă? Ce te cere? O șoptit un Nu? dar de ce nu? Nu tu, măi, tu rămâi că aștept 17 ani în spatele tău. De ce nu oricine din turma Lui Hristos? Cum? Persoanele sunt diferite, adică, mai concret. Păi nu, teoretic, din turma Lui Hristos, toți ar trebui să-L iubească pe Hristos, toți ar trebui să... Da, și de ce nu vrea ea pe oricine din turma Lui Hristos? Să fie persoana care a ales asta mai spiritual. Eu mă gândesc că ea spune, frate, eu n-am baie în turma lui Hristos, dar dacă are nasul de jumătate de metru, mie nu-i el trebuie. <laughs> să Ce de ce? O să nu știu. <laughs> Îmi spunea taike meu că pe vremea lui era o figură în armată, o să că unul avea chiar nasul mare, știi, e imposibil să treci pe lângă el și să nu Și ce? Mergea pe stradă, mergeam pe stradă. Și în mod inevitabil, unele fete se oprea la el. De el era figură, știu, că când se vedea că se uite așa spre el, o să lua nasul, că l putea prin el. îl putea prinde. Îl întorceau, să poftiți, domnișoare. <laughs> da, deci ei au zis că poate să fie al lui Hristos, dar totuși bariera să rămână la calea ferată, da? Deci, până la urmă, din punct de vedere fizic, alegem sau nu alegem? Normal că alegem. Deci, spui, domne, nu vreau din turma lui Hristos pe oricine, din punct de vedere fizic. Nu știu dacă dacă v-ați prins, eu părerea mea personală, observând lucrurile în timp, poate o să urmăriți și voi, voi ați văzut cât seamănă în general soții și soțiile care se înțeleg? Ați văzut cât seamănă? Eu m-am prins din mai multe lucruri, dar să vă spun ce m-am prins. M-am mai ușit de pe la învon, Și că voi vă uitați la învon, după avioane, noi ne uităm prin sală, știi? Și câteodată mă uit, păi, fata, păi, zic, fii atent ce seamănă fata asta pe maică sa. A, mă zic, ce seamănă pe maică-să? Păi când îl caută taică, o taică-să, pune vaștie. Fii atent, zic, ce seamănă fata pe taică -s La care, bă, lămurește, seamănă de pe maică sau pe taică-să? Mă uit eu cu amândoi ochi, știi? Zic, ia uite ce seamănă taică sau cu maică-să. Părerea mea personală, eu cred că nou ne place de noi. Și suntem atât de egoiști, că atunci căutăm o persoană care seamănă cu noi, poate în mod inconștient, și în timp îți dai seama că ai ales pe cineva, asta înseamnă că ți drag de tine și ai ales una ca tine. Ce egoi suntem noi, dar vorbim despre iubire, da? Deci, pe lângă lucrurile astea fizice, nu? Care e foarte important. Acum, fetelor, ca să fim un pic mai spiritual, chiar contează aspectul fizic. Dar de ce? Lasă, băi, că tu nu ești fată. E imediat o răspuns, băieți, că e... da, ei numai caroserie, văd, știi, numai da, caracter, ce, da, bun. Dar pentru voi de ce înseamnă, de ce e important aspectul fizic? Cum? n-am Na, auzit, scuze. Copiii să fie frumoși, da, la copii te gândești. N-ai tu că mergând cu el pe stradă, zici, vărul de la Moldova au venit în vizită, știi, ți rușine să-l prezinți ca bărbat, da, nu. Păi să fie el frumos ca să fie copiii frumoși, ați auzit? Frumos sau burtoși, ai zis? A, frumos. dar din ăștia nu vă plac așa cu amvon mare. Am înțeles, da, da, da. Voi băgați în voi și pe mi era ce fug fetele. Bine, ele zic că vă slăgiesc ele după ăștia, ta vă fugăresc până. În... Da, în afară de copii, ce motiv mai aveți? voi pe caracter, da, da, da. Dar ea le că nu te ar pe caracter, știi? La... Asta importat, dar acum... Băi, pe românește direct, tu te-ai mărita cu un pocăit urât. <gătă -i> <Ha>? <gătă -i> <gătă -i> Na, că... C cât ar trebui... Na, uite, o întorc la tine. Ce înseamnă, din punctul tău de vedere, urât pe care nu l-ai acceptat? Deci, pocăit până în mădova oaselor, știi? Deci, pocăit, îți-l dăm da? aici cu exteriorul mai... Ce, -ce, -ce ar trebui? Cu niște urechi așa mai... <rătruză> nu chiar îți place chel. Te obișnuiești cu ideea, știi? Că doar... cu <haha> ar niște poze aia mele din tenderețe... Vezi ce clai am avut. Deci asta cu chelia. Dar poți, fi, puteți fi liniștite. În România se face implant de păr la rad. Important e să vii cu găurile făcute. Faci găurile în Moldova, așa nu știți, le bagă cu scobitorile. Deci chel nu ți-l ar plăcea tot. Altceva? Să se mai îmbraci o leacă mai frumos. Păi acum, auzi, haina, tu ai văzut că toate manechinele astea de plastic sau ce, ai văzut că sunt frumoase. De ce nu le fac urite sau deformate ca să pun haine frumoase pe ele? Știi ce nu se prind unele fete și băieți? Deci, de ce fain stă haina, pe stă, faina, stă fain, care e care pe cine sta. Deci aceeași roche, dacă o pui pe alt manechin, fugi, frate, că zici că e halloween -ul. Am înțeles, dar deci să stea hainele totuși bine pe el. Cu urechile nu mai ai răspuns. <răzări> Ar fi, da, da, deci o leacă totuși mai apropiată, să nu fie chiar așa de elefant. Dar extraterești, ai văzut că extraterești ei, deștepți tot așa, o antene, știi, da? bun, deci, nu, da. voi astea mai firești, de ce e important să fie și pe din afară o leacă? Să nu se spere lumea. <coughs> Ziceți că aici toți trebuie să rie. Să nu se spere lumea. Ce ai zis? Să nu te speri tu. <laughs> Aoleu, mai bine nu mai întreb, că cine știe ce. Da. Deci vorbim de aspectul exterior, vorbim de aspectul interior și aspectul interior, că până la urmă să știți că interiorul te poate transforma. Deci o viață amărâtă pe interior te poate face urât și în exterior. O viață senină pe interior s-ar putea să-ți lumineze fața și ochii să devii o altfel de persoană. Deci hotărește din ce turmă vrei și hotărește din ce grup îl vrei. Nu știu, voi ați văzut în Scriptură că sunt destul de multe liste. Dacă te uiți în Scriptură, sunt liste. Hai să vă dau una din ele. Cu afară și înăuntru. În Apocalipsa. Spune afară sunt și câinii, nu știu ce da, da. No, tu ai vrea una din pe lista din afară sau de pe lista dinăuntru? untru? <laughs> Înțeles, da, da, da. Păi, uite și tu, citește lista și vezi pe ce listă Că pot fi blonde și în afară. A? A, 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 el nu-i sigur, că lui îi plac blondele și atunci nicio blondă nu poate fi pe lista din afară, da? Păi citești lista și spui, frate, eu din lista asta nu vreau. Bun, păi îți notezi acolo, da? Uite, fetelor, mi-a venit o idee zilele trecute, ca să încheiem repede până la pauză. Uh, nu, no, poate vă las temă de casă. Poate vă las temă de casă și mergem în pauză. Da? A, ăla mă arată câte minute mai am. Mamă, m-am prins și eu. Deci de asta acolo cu 0-0, ci cât să s-a terminat, Ui, de mine, bateriile. Nu, no, putem să-l omorim. Fetelor, voi să știți că prin Timotei și prin Tit există o listă cu calități pentru prezbiter. Știți? Unde? Prin Timotei și prin Tit, cum am zis, nu? Care vreți, din Timotei sau din Tit? Timotei. dă -ne frate, nu știu, frate, soră, unde fi, dă-ne aia cu Timotei. Unde fetelor e cu... Vă trebuie un prezbiter sau nu? Nu, că de obicei ăștia sunt sorați. <laughs> N-aveți na, 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 na cum, da? Uh, Timotei, cât o fi acolo? Okay. Trei? da ne acolo să vedem cum o fi cu prezbiterii. Să vedem ce calități ar trebui să aibă prezbiterii, să vedem dacă v-ar plăcea un băiat din ăsta. Că dacă zici, frate, eu îl vreau de pe lista prezbiterilor. Acum, bun, Bă, chiar acolo te-ai dus să îmi fie bețiv, bătăuș, doamne, ăsta direct neodată, așa, da, nu, bine te-ai dus, adevărat e cuvântul acesta, dacă revnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, da, dar, Așa, trebuie ca episcopul sau privieghetorul. Păi uite că vorbim de băieți acum. Băieții ar trebui să fie episcopi în casa lor. Da? Hmm, interesant. Să fie bărbatul unei singure neveste. Voi cum înțelegeți asta, fetelor, bărbatul unei singure neveste? Că există câteva variante. Una părând. Nu? Una odată. Și înainte de tine câte să fie avut? Sau bărbatul unei singure neveste să fie una în viață? Una pe viață? Da? Dacă când spune bărbatul unei singure neveste, se referă la certificatul de căsătorie sau la relații cu fetele? Atât a răspuns în locul fetelor de numă. Da, e de bănuit fetele vreau. Deci, voi cum înțelegeți asta, bărbatul unei singure neveste? Că are certificat cu una sau că o trăit sexual numai cu una? Că ea că ne-a băgat ideea. Cum? Ambele să fie aceeași. Adică și certificatul, și relația. Deci pe tine te-ar deranja dacă el o trăit cu șapte, dar au fost cu una numai cu tine. Da? nu știu, dar tot trebuie să o nu te uite așa la mine, că e lista ta. Deci asta întreb, că noi, acum m-am gândit, bă, oare fetele ar vrea un băiat de pe lista episcopului? Păi dacă îl vrei de pe lista episcopului, el trebuie să fie fără prihană, nu intrăm aici, bărbatul bărbat unei singure neveste. Bun, întrebarea mea fetelor, acum tot pentru voi, nu? dacă voi vreți băieți care nu s-au culcat cu nicio fată înainte de voi, ca să fie una sigură, voi ajutați sau îi încurcați? Cum ai zis că aia era îmbrăcată pe jumătate sau cum? Da, da, era îmbrăcată, nu dezbrăcată pe jumătate, ai pus-o pozitiv, da? Păi nu știu dacă, dacă voi, fetelor, acum nu știu cum sunt băieții din Moldova, ăștia sănătoși sau blegomani, așa? Hă? Cum? Nu știu, fetele le întreb, că ele cunosc băieți, eu nu cunosc. Că dacă, dacă voi băgați toată ziua în ispită, știi, și îi prăjiți, îi ajutați sau îi încurcați? Deci voi toată ziua băgați spaima în ei și vreți el să fie curat ca lacrima. Păi dacă vrei un băiat de pe lista aia, spui, frate, eu vreau, de eu măcar pe câți întâlnesc, eu îi ajut să fie așa. Și atunci am de unde alege. Păi, dacă toții faultăm să nu fie așa, după asta îi alegem așa, da? Deci, bărbatul unei singure neveste cumpătat. Hai, hai să trec și la băieți. Voi vreți o prezbiteriță? De că. Nu, o fată, așa mai cu. o vreți de pe lista asta. Ați vrea o fată cumpătată. Da? La ce? Cum? Nu știi cum e cumpătată. Tradui, cum e cumpătată? Cu deci care e cu echilibru, știi, să... Da, dar cum? O să te lămurească o fată în pauză. <laughs> <laughs> da, da. Tu aștepți, da. 17 ani, nu uita. <laughs> tu ai rămas cu, în istorie cu 17 ani. Bun, și cum îți dai seama dacă o fată e cumpătată? Că nu, nu m-ați lămurit. Cumpătată la mâncare cumpătată la cheltuieli, cumpătată la vorbire, cumpătată la... Nu știu, asta, asta zic. Băieți, voi le ajutați pe fete să fie cumpătate. Prin modelul vostru, nu? Da, da, nu? Dar prin ce? Nu prin model, voi cu predicele. Păi poate iar prin pe mai ușor, dacă ai spune, auzi, tu uită-te la mine sau cum o veți spune, dar nu se pune cazul la vârsta voastră, știi? Dar alea, după ce se mărită, unele numai de cură de slăbire vorbesc. Dar știți de obicei româncele când vorbesc de cură de slăbire? Îți la nuntă, mănâncă tot aperitivul, știi? După aperitiv se duce la dulciuri, candy bar sau cum se numește, da? Se duce la candy bar, eu înțeleg ispita, știi? și și-ar lua câte una din fiecare să guste. Și atunci farfurioara se cam umple, când vede că se mai uită câte unul, știi, când merge spre masă, ce eu aduc pentru tătă masa. Dacă am tăti de la masă, aduc pentru tătă masa, bărbații nu prea îi interesează, că ei și au fructele care vor. Și ele, cu bun simț, mâncă tot ca să nu lase farfuria cu restul, da? Și apoi mai dai și șasulicul și nu știu ce, și apoi după ce știi, apoi discută de cură, de slăvire. Aia ai, e cu trei puncte și cu patru puncte. Apoi eu le spun, bă, surorul meu, le spun mâna mea. Eu am rețeta cea mai bună. Din tot ce a lăsat bunul Dumnezeu, tot ce îți pică bine cu cumpătare. Ai, dar cumpătarea asta trebuie pusă, da, și la mâncare, și atunci, dacă ții mult la o fată și vezi că tot își umple farfuria, spui fată, eu aș putea mânca de trei ori cât tine. Și? Mai împun cuțitul în gât, tu pui. A, deci eu nu pot. Nu, du-te pe lista lochiiță. <laughs> da, adică nu știu, dar bun. O vrei cumpătată, da, ajută-o să fie, mai ales prin model. Vreți băieți înțelepți? Da? Și cum îi ajutat să fie înțelepți? Păi nu, asta e întrebarea mea. Voi așteptați. Mi se pare normal să așteptați. Și băieți și fetele așteaptă. Domne, copiii ăștia, tinerii ăștia, sunt crescuți de cineva, nu? Cine crește Dumnezeu sau cine? Părinții? Bun, când ai stat de vorbă ca fată, ultima dată, cu câteva mame de băieți, Știi, în loc să vii în față, să cânți o cântare, nu spui, băi, surorilor, eu astăzi am un îndemn, eu nu predic, dar am un îndemn. Vă rog frumos pe toate care aveți băieți, învățați să fie înțelepți. Că mie îmi trebuie un bărbat înțelept, tolomaș din ăștia nu-mi trebuie, pe mine nu mă lasă, că acum la o întâlnire tineret au venit un acasă, o scă doi metri să păstrăm distanță între noi. M-am gândit și la ce aerian, doi metri, ăștia mă, umbli cu prăjina după tine să măsori 2 metri între tine și fată, da? Spui, păi noi nu ne lasă să ne apropiem de bă, voi mamele îi puteți învăța, tații îi puteți învăța să fie înțelepți. Nu vă înțelegeți cu părinții, mergeți la comitetul bisericii. O gașcă de fete, spui, fraților, nouă, ne trebuie băieți înțelepți. Voi biserica ce faceți pentru ei? Că de noi creșteți pe ăștia, ne ducem la Moscova. <laughs> nu putem noi. Da, deci cum ne ajutăm unii pe alții, nu? Ce înseamnă aia vrednic de cinste? Cum? Respectată, dar respectată pe merit sau cum? A, ah, deci să fie o fată respectată pe merit, da? Vă doriți o naiba asta? Și cu ce o ajutați? Cu vorba bună, <laughs> cu ce omagă, da? Uite ce, ce s-au plâns fetele. Unele fete. O scă, frate, dar dumneavoastră tot veniți cu chestii din astea, dar ce spuneți dumneavoastră, nu se caută pe piață. Știți că băieții din generația asta caută altceva. Păi dacă tu vrei o fată care să merite să fie respectată, poate că îi trimiți un mesaj, nu că te iubești și mor fără tine, și spui un lucru, Bă, fată, am o rugăminte, nu fi ca celelalte. Să nu crezi că toți băieții din lume apreciază numai ce auzi tu. Să știi că sunt băieți din lume care apreciază altceva. Ei nu caută duzina, ei caută altceva. Nu știu, credeți că eu prins bine la fata aia că s-a dus păstorul și a spus păi ești bravo, să știi că eu apreciez că... Eu fi prins bine? Păi ar trebui să ne ajutăm noi unii pe alții, să ne încurajăm. Doamne, însă că sunt destul vrednici de urât, de bârfit. Ideea nu e doar să așteptăm respectul. O să vă spun un lucru care nu le place una. Știți că în Scriptură și la bătrâni spune să fie vrednici de cinste. Am predicat -o odată ca tânăr, bine că nu mă strâns să ia de gât, știi? Că am spus la bătrâni, băi, nu, nu mă așteptați cinstea, trăiți și să meritați cinstiți. Ha, ce s-o supărat, știi, moșul, a, 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 din Biblia am citit. Ei tot au zis, dacă de acolo au fost, da, să fim vrednici de cinste, da? primitor de oaspeți el sau ea să fie primitor? Și dacă primim oaspeți, soțul îi primește și tu îi hrănești sau cum? Hă? Păi ambii, dacă ambii suntem primitori de oaspeți, tu pune mâna și aspiră, du-te, adu varza, eu fac așa. Asta din Biblie, de la Avram. Avram a fost primitor de oaspeți, chiar ascultam pe mașină, O văzut pe ăia că vin, da? Eu o chemat, dar nu a zis iubire, vezi că eu sforă eu un pic cu ăștia trei și îmi beau cafeaua și pune-te tu, bagă turbo, că... Nu, a spus iubire, tu faci prăjitura, că la asta te pricepi, eu mă duc, aleg vițelul, sluga face chestia asta, punem toți mâna la mână și toți avem răsplate, amin? Am zis, dar nu știu dacă se le dau idei, știi că sunt unele zone în România în care frații nu se pregătesc că le va da Domnul, știi? Ideea asta spirituală. Eu am zis că să devină și nevestele spirituale. Știi, și când tu o sun pe asta, bă, vezi că după masă vine iuga la noi, fă ceva cu tare să spună, iubite, nu te stresa, Domnul va purta de grijă. Păi, n-am înțeles, domnule, de ce pentru moșul iuga te pregătești trei zile, că vine iuga și apoi nici nu mănâncă, știi? Iar când e vorba, frate, de cuvânt de mireasa lui Hristos, Domnul nu va lucra. Zi mă Sanda. Bă, fată, devine și tu mai spirituală. De câte ori vine cineva, Domnul va porta de grijă. Eu știu ce va purta Domnul de grijă. Ce ai în frigider? De unde altceva? Domnul să pice din cer, da? Deci, din grupul care îl vrei, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Vreți? Băieți din ăștia? Ce, ce să învețe pe alții? hai, hai să vă spun o mare taină să știți că băieții, în afară de cei din Moldova, nu-i pot învăța pe alții ce nu știu ei. E o chestie adâncă, nu? Dacă el nu știe nimic, ce să-i învețe pe alții? Nu știe nimic din Biblie. Ce să învețe pe alții? Dar până a învăța pe alții, poate el vrea să te învețe pe tine, că el e mare doctor, știi? Ce să te învețe dacă el nu știe? O să aveți copii. Ce să învețe pe copii dacă nu știe? Deci dacă îți place de un băiețaș, asta e bine, apropo, vezi, îți place de la 12 ani de unul, sau cât o fi, îi trimis mesaj. Băi, vezi că ni-o leacă, îmi place de tine, îmi propun să mă mărit pe la 22 de ani, caută-mă pe la 21, dar fii atent, mie îmi trebuie unul din ăsta care știe jumătate Biblia pe Nu, nu ți se pare cinstit să-i dai 10 ani să se pregătească? Da, spui, bă, ia, pune mâna. După asta când îți sună, ce faci? M-am gândit la tine și m-am rugat să înțelegi Biblia care ai citit-o. Care? <gătări> păi zic, eu n-am uitat. Știi că ți-am spus că dacă vrei să mă cauți la 21 de ani, ar trebui să știi cântarea cântărilor pe de rost. Nu, nu-l băga în cântarea cântărilor, că după asta o să spună cu ea Palos lui Faraon te neu iubita, știi, că ăsta crede că tot în Biblie trebuie pomenit. Nu, nu-l băga acolo, da. Deci lista în stare să învețe pe alții. Mai ai ceva acolo sau nu? văd că lungi liste ai. Să nu fie nici bețiv. Oleacă, nu? Oleacă, da. Deci, fetelor, ascultați-mă. Băieții fac atâtea prostii cu mintea limpede că nu mai trebuie să-și amețească. Da, da, deci să nu fie bețiv, da? da o fată bătăușă, ți-ar așa, la, una din aia ninja sau cum, Să nu fie ușă, da? Dar bătăușă numai cu pumnul sau poate fi bătăușă și altfel? Ha? Să țară la gât tot timpul. Nu, no, ia din aia, da? Fetelor, nu că voi... Cineva o să o dai seama cine e mai deștept, bărbatul sau femeia. Care e cel mai bun prieten a bărbatului. Câinile, mă! Uite tu, câinile, da, da. Și care e cel mai bun prieten a fetelor? Diamantele. De aici îți poți da seama fiecare câtă minte are, știi? Unul cu câinile și altul cu diamantele, da? Deci, având în vedere, fra... fetelor, că nu vă plac diamantele, v-ați dori un băiat doritor de câștig mărșav. Corup din asta, nu? A, bani o să fie, fie. dar prețul e mârșab, da? Bun, din nou, îl ajuți pe unul din adolescență, că vedeți, noi vorbim de pregătirea pentru căsătorie. Dacă noi am pune accent pe ce spune Scriptura, care teoretic n-au nicio treabă cu Scriptura, cu, cu familia, nu? Noi spune, frate Iuga, dar n-avem voie să avem relații mai devreme? Sigur că da. Vezi un băiat fain, că toți sunt faini, Da și îl vezi că -i doritor de câștig mărșa. Spui, băi, eu nu știu dacă Domnul va hotărâ să fie bărbatul meu sau o alta. Mă gândesc ca o alta, știți, spui pe direct a. la. Deci, m-am gândit să o binecuvintez pe una. Dacă vă dată trece prin cap stensori, începe să te pregătești acum. Cum? Termină cu mărșeviile mei. Pe mine mă ia groaza că tu într-o zi o să fii bărbatul cuiva, poate a unei prietenele mele, a unei surori de ale mele în Hristos, că o să fii tatăl unor copii și tu ești un mărșav. Spune asta la 12 ani, la 13 ani, poate se corectează până la 18 Asta înseamnă pregătire pentru viața de familie. Aia acum cu blând? Vă trebuie una blândă. Blândă sau bleagă? Am înțeles, blândă, da? Știți că blândețea e o roadă a Duhului. Bun, o ajut să fie blândă. Te rogi pentru ea, îi explici ce înseamnă blândețe, îi explici că cineva, pentru că în lumea în care trăiți, eu nu cred că sunt apreciați oamenii blânzi. Ce ziceți? Păi fetelor, de ce trebuie să deveniți voi atât de masculine, știți, să trântiți ușile, să dați cu picioarele, de ce trebuie? Ca să arătați ce? Că dacă astăzi ești feminină, iară nu mai dă bine cu trendul, da? Păi bun, dar depinde în ochii cui vrei să fii apreciată, da? Și dacă vrei să fii în ochii lui Dumnezeu și în ochii unui băiat cu teamă de Dumnezeu, spune, doamne, eu rămân blândă. De nou, blând nu înseamnă bleagă. E cu totul altceva. Dar asta, gâlșevitoare, cum e? Nu există așa ceva, deci nu discutăm. Iubitor de bani? Și aici trecem, da? Nu, mai ai că-i pauza mea. A, să-și chivernisească bine casa. El sau ea? Mm -hmm. Și explicați-mi următorul lucru. Cum poate un băiat să-și chivernisească, să-și administreze bine casa? Dacă el nu-și administrează bine viața. De ce să-i perfect? El nu știe să-și administreze timpul lui, dar o să-l administreze pe tău. El nu știe să-și administreze sentimentele lui, banii lui, relațiile lui. El, când e vorba de el, nu știe nimic. Dar el o să fie cel care. Păi haideți să le învățăm toate astea în tinerețe. Vedeți, noi tot asta ne interesăm. Am voie să o țin de mână și să o pup. Bă, oamenilor, ținutul de mână nu e chiar așa de greu. Durează 3 secunde să o iei de mână. Dacă nu știi cum să o iei de mână, te învață ea. Cu patru iarăi e destul de ușor. Dar lucrurile astea care le citim noi aici, la unii s-ar putea să le ia luni de zile. Știți că Apostolul Pavel spune, m-am deprins, m-am obișnuit să fiu mulțumitor. Nu știu dacă s-a obișnuit într-o lună, într-un an, în doi ani, a fost un proces. Ce am vrut să vă spun, uitați-vă la lucrurile pe care le cere Scriptura. Practicați-le acum și învățați-le. Și să vă ajute Domnul să spui, asta am învățat-o, și apoi din când în când se verific dacă ce-am învățat mai și practic. Sau numai atunci am ajuns odată la nota 10 și de atunci n-am mai exersat și am picat, da? Deci, dacă ne gândim la toate astea, pe unii ne-am însurat tare târziu. Dar sfatul meu, cu cât începi mai devreme în viață, ai șansele să le înveți mai bine, să le practici mai frumos. Acum, iar o să vă spun ceva, că mi s-au terminat minutele. Voi mai devreme decât astăzi nu puteți începe. Adică ce ați început, ați început, dar dacă Dumnezeu v-a deschis un pic mintea să vedeți viața de familie în complexitatea ei, începeți de astăzi să puneți în practică anumite lucruri. Și nu vă gândiți doar la voi, gândiți-vă și la alții. Cum îl ajut și pe altul? Gândiți-vă teoretic la lucrul ăsta. Toate fetele îi ajută pe băieți să fie ce trebuie. Toți băieții le ajută pe fete să fie ce trebuie. Păi nu-i mai chiar atât de greu dacă ai 200 de fete faine, 200 de băieți faini, nu e chiar așa de greu. Poate mai greu când sunt numai 2-3 și toată lumea tânjește după, da? Bun, haideți să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea un băiat și o fată să-i mulțumească Lui Dumnezeu pentru cei ce suntem, băieți, fete, Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate valorile puse în voi, frumusețe, înțelepciune, interior, exterior, Mulțumim Lui Dumnezeu pentru Hristos, pentru Sfânta Evanghelie și da, să-i spunem Lui Dumnezeu, Doamne, chiar vrem să ne mărităm bine, vrem să ne însurăm bine, la momentul hotărât de Tine, dar până atunci să nu pierdem vremea, adică să investim în formarea noastră ca atunci când vom ajunge la momentul respectiv să fim bucuroși și noi, dar mai să fii bucuros tu.